Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre parfumuri, ce să vedeți, ce să vedeți, ce subiect nou avem. Vreau înainte de toate să vă întreb și pe voi ce parfumuri au mai intrat în colecția voastră, pentru că sunt și eu curioasă și mai discutăm și noi în comentarii despre ce v-ați mai luat și voi, căci despre ce intră în colecția mea vorbim mereu. Și vreau să vă zic că de această dată am primit niște parfumuri de la o prietenă care știu că mă urmărește și îi mulțumesc super, super, super mult. O să vedeți că sunt niște parfumuri superbe. Și o să încep cu unul. O să încep cu unul pus așa pe distracție sau nebunicios, aș putea să spun. Asta pentru că este și delicios și nebunatic. Girls Can Be Crazy de la Zadig & Voltaire. Zadig & Voltaire niciodată nu m-a dezamăgit cu parfumurile lui, dar pot să zic că dintre butelcuțe acesta îmi place cel mai mult și cred că este și cel mai dulce și este așa fun, cum să zic, că nu sună bine în română. Și da, pentru o petrecere cu fetele este perfect. Avem ca și note Coca-Cola, pară, în mijloc avem tonka, iasomie și în bază avem vanilie, mosc, santal și patchouli. Ei bine, nu pot să zic că simt chiar Coca-Cola. Nu simt Coca-Cola, dar simt un iz dulce fructat. Caramelicios, aș putea spune, și știm că și Coca-Cola e tot ceva cu caramel. Da, exact așa. Este și floral, este și dulce. L-am mai întâlnit, nu știu cum se dezvoltă el, însă izul acesta îl mai găsesc și prin parfumuri de designer, cum sunt cele de la Valentino sau... Nu mai știu, nu-mi vine nimic în cap acum. Dar ceva de genul. O să-l port și desigur că revin cu impresii. Sticla este superbă, superbă, superbă. Și aș putea să fac și o poză mai crazy așa. Cu sticla asta. Poate găsesc niște idei mișto. Îmi place să fac poze, mai ales cu parfumurile. Și... De obicei sunt în spatele camerei, adică îmi place mai mult și când fac poze să le fac eu, nu să mi se facă poze. Ok, este un parfum superb, este un parfum dulce, fructat și versatil, așa, n-aș putea să zic că este doar pentru perioada rece. Dar este cel mai vesel, aș putea să spun, dintre butelcuțe. Da, e pe veselie și distracție. Următorul parfum este Palo Santo de la Carnar Barcelona. Doamne, cât de curioasă eram de acest parfum. Nu, leșinam dacă nu-l testam. L-am văzut la Luminița de foarte multe ori. Am văzut că vorbea frumos despre el și mi-a plăcut ce am auzit. Suna foarte bine. Am aici varianta asta mică pentru că la un moment dat se găseau aceste variante, cred că de 15 ml este, se găseau pe Parfumo, din păcate nu se mai găsesc, Parfumo sau Makeup, nu mai știu. Și prietena mea care și l-a luat a prins acest Palo Santo în varianta mică. Este un parfum diferit, este un parfum pentru perioada rece. Este un parfum buzi, dar și cremos în același timp. Știți că eu, sau hai să zicem așa, parfumurile buzi nu sunt preferatele mele, însă vreau să testez orice se poate. Ce are de nu focusează acest nebunatic? Dar... Surpriză, mi-a fost tare teamă de parfumul acesta, nu l-aș fi cumpărat blind pentru că, na, nu sunt eu așa cu parfumurile buzi, dar este o surpriză pentru mine, este foarte frumos, foarte, foarte frumos și, după cum vă spuneam, potrivit pentru perioada rece, cu siguranță unisex și cu siguranță bărbații sunt super încântați de acesta, sigur.
Avem așa, rom și artemisia în deschidere. În mijloc avem lapte, lemn de guaiac și boabe tonka. Iar în bază avem vanilie, santal și vetiver. Da, deschiderea cam vreo 5 minute așa o dă puțină în țuiculiță, ca să vă spun sincer și pe românește. Da, o dă într-o pălincuță ca lumea. Ca lumea, deci pălincuță. Dar se potolește repede. Și este așa foarte cremos, foarte cald. Se duce un pic în zona by the fireplace. Se îndulcește. Se simte izul acela cremos, lăptos. Nici nu știu exact cum să vi-l descriu. Dar vă spun că se dezvoltă foarte, 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 foarte frumos. Este perfect pentru perioada rece. Este genul acela de parfum cozy. Da. Îmi place, dar v-am zis, deschiderea este pe țuiculiță cu adevărat. Bine că nu ține mult, adică ține cât îl pulverizezi așa și până se usucă, cam așa. E superb, e superb și sticla asta este absolut adorabilă. Uitați-vă ce micuță este. Îmi plac tare mult sticlele astea. Să știți că parfumurile de la Carner Barcelona sunt niște parfumuri cărora trebuie să le dai timp. Sau pentru mine sunt niște parfumuri cărora trebuie să le dau timp, mai bine spus. Cumva ele în deschidere nu sunt genul acela de parfumuri, să zici, mamă, ce bine miroase. Îmi plac mai mult când se dezvoltă și se transformă foarte mult și am observat asta cam la toate. De exemplu, Rima, inițial nu mi s-a părut cine știe ce, dar când s-a dezvoltat pe piele a devenit superb și Elborn la fel și mai era unul. Da, deci nu sunt parfumuri care mă impresionează de la prima pufăire, hai să zic așa, dar se dezvoltă foarte frumos și chiar aș mai testa și altele sau aș mai cumpăra și altele, așa când găsesc reduceri sau mai găsesc câte o variantă din asta mică. Deci sunt parfumuri cărora trebuie să le dai un pic de timp și ele se dezvoltă foarte, foarte frumos. La următorul parfum, din nou avem o sticlă adorabilă și parfumurile astea de la Hermès Twilly sunt, cred că, cele mai adorabile sticle. Sunt foarte frumoase. Să știți că la un moment dat, haideți să vorbim puțin despre alt parfum înainte să vorbim despre acesta. La un moment dat am testat Twilly Eau Poivré și să știți că nu m-a încântat. Apoi, după o perioadă mai lungă, l-am testat din nou și mi l-aș dori în colecție, ce să zic. Eau Poivré. Acum, haideți să trecem și la Twilly d'Hermès Eau Ginger. Acesta este un parfum cu ghimbir pe care eu l-am mai testat și este genul acela de parfum care nu deranjează cu nimic. Cu nimic, este frumos. Adică nu este... Uitați-vă aici! Nu, trebuie să vedeți asta. Cea mai frumoasă sticlă, deci este atât de frumoasă și este varianta de 30 de ml. De aceea și arată așa, este o bombonică. Schimbat puțin cadrul pentru că era camera prea apropiată de perete și de aceea nu focaliza ce vă arăt eu. Ei bine, haideți să vorbim despre notele lui Twilly d'Hermès Eau Ginger. Avem, desigur că avem, am luat această vorbă și mă scoate din minți. Deci, trecem la note. Bujor, ghimbir confiat, ghimbir și cedru. Este un parfum proaspăt, potrivit pentru perioada caldă, pentru primăvară, pentru vară. Și da, miroase a ghimbir confiat. Este spicy, este și dulce, se simt și flori, dar este foarte frumos. Feminin, spicy, proaspăt. Foarte frumos este parfumul acesta.
Se simte ghimbirul confiat, nu știu dacă, ca într-o dulceață, așa aș putea să spun. Combinația asta de ghimbir și flori, cumva, da, cam așa se simte. Ca o dulceață de ghimbir, în care ai pus și flori. Exact așa miroase. Dar este și proaspăt, e foarte frumos. Deci este o mare diferență de la a testa un parfum din sticla lui și a testa un parfum din mostră. Mai ales că mostrele, știți că mai circulă așa și le mai și lăsăm să stea mai mult și nu prea mai sunt intense sau se mai duce din, nu știu, din miros. În orice caz, din sticluță, testându-l acum, îl simt mult mai clar. Este foarte frumos. Și foarte potrivit pentru perioada caldă, zic eu, căci în perioada rece avem și alte parfumuri mai puternice, mai dulci, dar poate fi purtat cu siguranță oricând. Este un parfum super, super versatil. O să mai povestim despre el, despre persistență și alte lucruri. Mi-aș dori în colecție și o poavre. Nu știu, îmi plac sticlele astea foarte mult și mi-aș mai lua câte ceva. A, apropo, că este unul nou fructat pe care l-am testat în magazin. Cum se numește? Tutti Twilly. Da, așa se numește. Și acela este foarte frumos dacă vă plac parfumurile fructate. O să-l mai testez, pentru că nu mai știu exact cum miroase. Cred că am și o mostră pe undeva. Dar, vedem. Vedem ce mai cumpărăm cu Black Friday. Și haideți să trecem la un parfum lansat chiar anul acesta. Este vorba despre La Vie Belle Iris Absolu, L'Eau de Parfum de la Lancôme. Despre el aș vrea să fac o recenzie mai detaliată la un moment dat, dar acum îl testăm împreună și vreau așa să lămurim niște chestii. Mie îmi place foarte mult La Vie Belle. Dacă îți place originalul, cred că vei iubi toate flencărele. Cred. Nu știu sigur, dar eu nu am găsit un La Vie Belle care să nu-mi placă. Ați văzut că recent mi-am cumpărat și eu unul, acela cu castane, L'Eau de Parfum Intens, care nu se mai găsește, din păcate, dar este un parfum foarte frumos și este diferit pentru că are niște chestii adăugate pe acolo, însă îl regăsim pe La Vie Belle și în acela și în acesta și în extractul de parfum care a apărut recent. Și acolo găsim La Vie Belle, dar mi se pare mult mai puternic, așa, din ce am simțit când l-am testat în magazin, pentru că, din nou, am testat multe și nu mi-am dat seama ce și cum, dar o să-l mai testez. Parcă l-am simțit un pic mai întunecat, un pic mai... Da, este extractul, mă refer la el acum, extractul este un parfum ceva mai... întunecat, ceva mai puternic, se îndepărtează el de original, dar tot se simte și acolo originalul. Și haideți să trecem la La Vie Belle Iris Absolu. Știu că sunt destule discuții despre La Vie Belle, că este un parfum pe care toată lumea îl poartă și nu mai are rost să-l mai porți și tu, dar eu nu sunt de părerea asta și în general nu mă interesează dacă trec pe lângă cineva și mirosa La Vie Belle sau Erba Pura sau Bacara Rouge, chiar nu mă deranjează, fiecare poartă ce vrea, ba chiar mă bucur că simt un parfum, mă bucur să simt orice parfum când merg pe stradă și nu sunt... Adică sunt departe de mine lucrurile astea, cu toată lumea miroase la fel, mie nu-mi pasă. Eu port ce îmi place. Și îmi place foarte mult și Iris Absolu, pe care l-am și testat la un moment dat în magazin. L-am testat, dar nu am putut așa să-mi fac o idee, pentru că testasem parfumuri. Cert este că am simțit Iris. Am simțit un... Deci mai zbit un iz de iris. Acum, avem aici coacăze negre, floare de portocal și smochină. În mijloc avem din nou
floare de portocal și iasomie, iar în bază avem un iris, un acord gurmand și patchouli. Da. Mi se pare în primul rând, da, izul acesta pudrat se simte de la început. Este cumva un iris pământiu, dacă îmi dați voie să spun așa, sau combinația asta de patchouli și iris. Da, patchouli și iris. Nu este un iris foarte cremos, este un iris pământiu. Uite că am inventat eu acum treaba asta. Vreau să mă uit puțin la acorduri. Iris fructat, dulce, lemnos, pudrat, pământiu. Da, este pudrat, este o combinație de iris și patchouli. Are izul acesta pământiu, are flori și știu că se îndulcește și că l-am dat pe mână atunci când a venit coletul, trecând peste deschiderea asta de iris, pudrată, pământie, se simte o bază dulce pe care am simțit-o toată ziua. Deci am simțit-o de pe mână toată ziua, cu siguranță este un parfum care persistă foarte bine și este superb, ce pot să zic despre La Viebel. Ce pot să zic? Decât pot să vi-l descriu. În rest, vreau să mai testez extractul care cumva m-a pleznit peste față când l-am testat prima dată. Mi-a dat așa un pumn în nas pentru că nu mă așteptam să fie așa. Adică este o variantă diferită de La Viebel și nu mă așteptam la acel miros, dar și el se dezvoltă tot înspre zona asta de original, de parfum dulce. O să-l mai testez și pe extract, bineînțeles. Iris Absolu este unul foarte frumos. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este, ce să vedeți, tot La Viebel. Este vorba despre L'Eclat L'Eau de Toilette de această dată. Știu că este și apa de parfum. Și am impresia că este și acesta discontinuat. Are și el o sticlă foarte frumoasă și din nou sunt parfumuri care îmi plac. Deci uitați-vă cât de frumoasă este și sticla aceasta și cât de elegantă este. Și să vorbim puțin despre note. Mandarină, grapefruit, bergamot, ceai și piper roz în deschidere. În mijloc are floare de portocal, neroli și iasomie și iris. Așa. Și în bază mosc, ambroxan, vanilie de Tahiti și patchouli. După cum îi spune și denumirea, avem aici un parfum mai strălucitor sau mai luminos. Da. Mai luminos. Mai citric, o variantă pentru vremea mai caldă, este foarte frumos, simt o floare de portocal îndulcită, nu știu, îmbrăcată așa în bombonele. Curanța este diferit, deși avem ADN-ul, este diferit de acesta care este mult, mult, mult mai puternic și mai intens. Aici avem o variantă mai romantică, mai feminină, aș putea spune, da, da, îl văd în zona asta de primăvară, purtat pe rochii colorate, înflorate, este o variantă mai romantică a lui La Viebel, da, îmi place, se simte floarea de portocal, dar este înconjurată de chestii dulci, de bombonele, să zic așa, este un parfum dulce. Cu siguranță este varianta romantică a lui La Viebel și varianta mai luminoasă. O să-l port și vorbim despre el. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să-mi lăsați un like și țineți cont de faptul că sunt parfumuri noi pentru mine.
O să le testez și o să mai discutăm despre ele și mai ales nu uitați că înainte să faceți o alegere pentru voi, testați parfumurile, testați-le pentru că vedeți că le percepem diferit, le înțelegem diferit, le descriem diferit, pentru că chiar dacă aș avea o grămadă de variante de a descrie aceste parfumuri, pur și simplu nu reușesc să le pun în cuvinte și poate că descrierea mea nu corespunde cu imaginea pe care o aveți voi despre parfumul respectiv și atunci recomandarea mea este să testați parfumurile sau, dacă vreți să fiți rebele, comandați blind. Am glumit. Da, testați înainte să faceți alegerile pentru voi. Ne vedem în curând. V-am pupat. Pa, pa!